Aparatajul electric utilizat într-o casă trebuie să fie de calitate, iar un efort în plus în faza de proiectare a instalației electrice te scutește de multă bătaie de cap ulterior în faza de execuție sau de întreținere. Siguranța familiei tale și a bunurilor din casa ta este foarte importantă. La fel și ambianța. Poți alege aparatajul instalației electrice astfel încât să se încadreze în designul căminului visat. E important de știut că fiecare circuit electric are o funcție bine definită de îndeplinit. Astfel există circuite pentru iluminat, circuite pentru prize de curent, circuite specializate pentru boiler electric, mașină de spălat sau aragaz și, după caz, circuite de alimentare a sistemului de încălzire electrică a locuinței. Ce vedeți este ultima tendință în domeniul electric. Un elogiu adus frumuseții formelor, rafinamentului finisajelor și inteligenței tehnologice. O nouă definiție de stil și un nou concept de lux pentru a avea un echipament electric în ton cu ultimele trenduri ale designului interior. Forme proiectate să captiveze atenția, dimensiuni plasate delicat la perete, profile ultra fine, culori și combinații unice. Noile rame aduc în prim plan calitatea materialelor și manoperei, ingeniozitatea tastelor și a comenzilor, într-un decor cromat care pune accentul pe cele trei culori. Il sistema elettrico classico ha dei limiti. Come cambia la qualità della vita dell'utente nella sua casa questo sistema? I sistemi domotici che sostituiscono l'impiantistica tradizionale hanno lo scopo di rendere la vita più confortevole. Assolutamente uno dei grandi vantaggi dei sistemi domotici è anche da vedere nel risparmio energetico, in quanto si può ottimizzare i consumi di energia elettrica predisponendo le partenze dei vari devices che si hanno in casa a ore determinate in modo da non avere dei consumi, dei picchi di carico. Da sicurezza in casa, in quanto con un unico sistema si possono gestire degli impianti di allarme integrati nel sistema domotico e che possono essere controllati anche da remoto. Il controllo da remoto è un altro dei grandi vantaggi della domotica per il residenziale, in quanto con la vita dei giorni d'oggi dove tutta la famiglia lavora, i bambini sono sempre fuori, chiunque da uno smartphone che ormai possiedono tutti, da un tablet o da un computer può rilevare lo status della propria casa, attivare e disattivare il riscaldamento, allarmi e tutto quanto è necessario. Non ultimo, uno dei grandi vantaggi della domotica è la valorizzazione dello stabile dove c'è l'installazione. Uno stabile con un impianto tradizionale perde valore nel tempo, uno stabile con un impianto di domotica guadagna valore nel tempo. Pentru că suntem la un eveniment în care s-a lansat o nouă colecție, hai să începem prin a descrie avantajele și frumusețea acestei noi colecții, după care să vorbim despre confortul pe care îl aduce în viața viitorului posesor al unor astfel de obiecte. În ultima vreme, tendințele noastre ca și oameni, evoluția societății ne duce spre funcționalitate și design. Caracteristicile principale ale produsului sunt design și calitate, după care vine funcționalitatea care este implicită. De aceea avem nevoie de niște produse, cum sunt cele pe care le vedem aici, care au un design extraordinar de bine pus la punct și coordonat din punct de vedere al arhitecturii. În așa fel încât întrerupătorul nostru, pe care nu-l observăm în viața de zi cu zi întotdeauna, devine un element de design. De exemplu, în cazul în care avem un interior foarte minimalist, ceea ce reprezintă tendința actuală a pieței, acest întrerupător, banal, la prima vedere, devine un element de design în sine.
Apoi, calitatea trebuie să fie foarte bună, deoarece este foarte utilizat. De exemplu, pentru baie în special sau pentru holuri, zonele de trecere, de fiecare dată îl pornim, îl oprim, dacă nu uităm între timp. Asta ține de eficiența energetică. Și atunci trebuie să aibă o calitate foarte bună, un număr minim garantat de acționări, motiv pentru care noi acordăm o garanție minimă de 10 ani pentru acest produs, tocmai pentru a ne arăta calitatea produsului. Discutând despre eficiența energetică și ceea ce ne îmbunătățește nouă viața, trecem la sistemele automate, sistemele domotice, sistemele care tind să ne simplifice viața. Aceste rame de întrerupătoare pe care le vedem aici sunt coordonate, fiind coordonate estetic cu arhitectura, sunt și produse din materiale naturale, o parte dintre ele. De aceea avem materiale precum lemnul, material natural sculptat din lemn, piatră, iar apoi, chiar dacă nu este un material natural, este derivat dintr-un material natural, nisipul, vorbim de cristal. Apropo de cristale, noi am făcut și o expertiză de domoterapie atunci când am început renovarea acestui apartament și specialista noastră ne-a recomandat contactul cât mai mare cu aceste lucruri care vin din natură, care ne îmbunătățesc foarte mult viața fără să ne dăm seama. Și chiar mă gândeam cum aceste produse integrate în spațiul nostru de zi cu zi devin, hai să zicem, un fel de ședință de cristaloterapie, de ce nu? În urma unei consultanțe în domoterapie se realizează o optimizare energetică a spațiului respectiv, fie că vorbim de casele în care trăim sau de locul în care muncim. Prin eliminarea acestui coș psihologic negativ putem elimina blocajele care pot apare în domeniul sănătății, în domeniul relațiilor umane, în domeniul prosperității, în privința dezvoltării noastre și a evoluției spirituale. Avem chiar cristale, avem materiale prețioase, iar aceste întrerupătoare chiar devin niște bijuterii. Și fiecare contact cu întrerupătorul devine o plăcere, pe lângă faptul că îți face bine, că nu e un plastic urât care cu timpul se îngălbenește, se murdărește. Toate aceste lucruri odată integrate în viața ta înseamnă că fiecare atingere îți produce o bucurie și ceva pentru sănătatea proprie. Așa este, în ultima vreme tendințele sunt de trecere către eco, către bio, de aceea este bine să folosim materiale naturale. În ultimii ani, datorită tehnologiei, evoluției societății, suntem din ce în ce mai stresați, tindem să ne înconjurăm de lucruri care nu sunt naturale, de aceea încercăm să promovăm aceste produse care se bazează pe naturalețe, pe biodiversitate, pe produse care sunt derivate din materiale naturale și materiale de bază. De asta spuneam, în primul rând, despre lemn, despre piatră, marmură și cristal. Ele se pot asorta, să spunem, unui plan de arhitectură foarte complex, pentru că am văzut că poți să ai, de exemplu, dacă dorești să ai în casă un sistem de iluminat mai deosebit, poți să multiplici aceste butoane atât cât îți este necesar. Deci nu există limitări. Noi avem pe aceste display-uri câte 3, dar în catalog găsim variante care să ofere o varietate și mai mare de atât. Așa este, acestea se numesc aparataje modulare. Modulare pentru că se pot compune așa cum avem noi nevoie. Încep de la un modul, modul însemnând o bucată din aceasta, care poate să fie un întrerupător, poate fi o priză sau o altă acționare.
Sunt modulare scalabile de la 1 până la maxim 7 module pe un singur rând, apoi 14 și apoi 21. Există și sisteme mai mari care înglobează tot felul de accesorii, precum difuzoarele, precum sistemele de control, sistemele de control al sunetului, touchscreen-uri și așa mai departe, dar toate sunt coordonate estetic. Asta este caracteristica cea mai importantă, coordonarea estetică. Indiferent ce acționare avem, este coordonată estetic cu restul aparatajului din casă. Aș vrea acum să faci o demonstrație cum poate alege un client din această gamă fără să vină până aici în showroom, pentru că există în spatele acestui business și o foarte frumoasă reprezentare și o foarte frumoasă poveste. Și aș vrea ca cei care ne urmăresc să vadă exact cum își pot alege chiar la fața locului, respectiv în casa pe care o renovează. Este o cutie cu comori, așa arată. Exact așa a și fost gândită, deoarece ceea ce se află înăuntru, vorbeam de materiale prețioase, chiar asta și sunt. De exemplu, să zicem că suntem în locuința mea. Putem asorta, pe lângă printurile care le avem de la arhitect, putem asorta efectiv cu pereții existenți, cu ceea ce avem ca accesorii pe ușă, toate lucrurile care sunt accesorii în casă, care se pot coordona cu, să zicem, un metal, o oglindă, un corian, o piatră naturală, eventual cu parchetul, dacă vrem să fim în coordonare cu lemnul, cu parchetul, sau cu ceramica, dacă punem la bucătărie. Și ajungem la, poate la concluzii diferite, că ne trebuie mai multe stiluri, sau poate mergem pe o gamă unitară. În orice caz, e extraordinar că prin acest tip de prezentare, povestea chiar se poate integra într-un concept la care să nu mai revii. Pentru că, de fapt, asta e problema cu alegerile. De foarte multe ori alegem, să zicem, în showroom și când ajungem acasă ne dăm seama că nu se potrivește. Te încântă foarte tare un lucru care e frumos așa, pe perete, în showroom, dar acasă deja nu mai merge. Pe când această valiză și demonstrația cu specialiști poate ajuta extraordinar de tare la fața locului. Este foarte bine ca alegerea să fie făcută de către designer, pentru că atunci când avem materiale diferite să poată fi puse împreună și să arate foarte bine. De asta avem la dispoziție această valiză care poate fi dusă la client și se pot alege, întotdeauna e bine să punem pe perete rama și să vedem cum se asortează cu culoarea peretelui, cu stilul, cu parchetul, cu gresia și așa mai departe. Am văzut că există un model clar, astfel încât, de exemplu, dacă vrei în camera unui copil unde ai tapet sau o pictură, să continui chiar prin întrerupător să meargă modelul de pe perete. Deci, într-adevăr, oferta apare fără limite și poate respecta chiar și cele mai îndrăznețe visuri de a avea în casă perfecțiune. Așa este, există o singură limită, limita este fantezia noastră. Inspirat de cele mai recente tendințe rezidențiale, colecția lansată în 2012 surprinde esența și valorile într-o manieră originală și personalizată.